Și în seria a șaptea, Ligii a treia de fotbal s-a ajuns la finalul turului sezonului regular. CS Medeva este, după 9 etape, pe poziția a doua, după victoria cu 2-1 din deplasarea de la Viitorul Șimian, coroborată cu egalul 1-1 dintre liderul seriei CSM Reșița și a treia clasată, Pandurii Târgu Jiu. Cu un moral foarte bun, devenii așteaptă cu optimism meciul din etapa viitoare de la Orăștie, de vineri, 29 octombrie, de la ora 15, cu voința lui PAC, echipa de pe locul 4, ultimul care duce în play-off. Dani, cred că și victorie în ultima deplasare la Șimian, cum a fost? A fost un joc echilibrat, un joc care l-am controlat în a doua repriză. La doua repriză am făcut diferența, cu o echipă bună, o echipă cu jucători cu experiență, dar pregătirea noastră fizică și valoarea jucătorilor și a grupului a făcut diferența și am venit cu cele trei puteri de la. Ce urmează etapa viitoare? Ne așteaptă un joc foarte greu cu Lupac, jucăm vineri la Orăștie, o echipă bună, o echipă solidă, omogenă, dar cu siguranță jucăm pe teren propriu, avem prima șansă și sperăm ca cele trei puncte să rămână la Deva. Adversarea devenilor, Viitorul Șimian, ajunsă pe locul 6, va juca sâmbătă 30 octombrie cu o altă echipă hunedoreană în deplasare la Jiul Petroșani, clasată pe poziția a șaptea, care, în runda anterioară, într-un derby județean, a trecut cu 1-0 de Lanterna Roșie, Aurul Brad. Formația din Brad, care în tur a acumulat doar un singur punct, va juca vineri 29 octombrie de la ora 15 pe terenul liderului CSM Reșița.